În Târgu Lăpuș există în prezent 4 parcuri, dar primăria își propune realizarea unui parc municipal care să contribuie la imaginea cât mai plăcută a orașului. Primăria Târgu Lăpuș a depus un proiect pe fondul de mediu pentru finanțarea unui parc municipal. Edilul șef speră ca proiectul să fie un succes. Bineînțeles că dacă nu ai spațiu, nu faci dovada proprietății a unui spațiu aferent, nu poți lansa un proiect, nu poți depune un proiect. Legat de acest lucru, vreau să vă spun că avem un spațiu aferent de aproximativ 1,4 hectare pe malul râului Lăpuș, unde în studie de fezabilitate a fost destinat un spațiu pentru promenadă pe malul râului, de ce nu un debarcader și spații aferente pentru joacă. Deci, cu alte cuvinte, am făcut dovada terenului pentru derularea, pentru finanțarea proiectului, care l-aștept cu drag să fie în orașul Târgu Lăpuș, mai cu seamă într-un mediu natural, având în vedere că am beneficiat de două proiecte raportate la colectare selectivă și mai înainte, cum v-am spus, la finanțarea prin grupul școlar a unui mediu mai curat, a malul râului Pușamonte și a Val de Pod, pe o distanță de 5 km, împreună cu tineretul, să salubrizeze zona, să beneficiem de un aer mai curat într-un Lăpuș, nu să ne autopolăm prin ce aruncăm la voia întâmplării.